Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Assassin's Creed Black Flag. Oameni buni, toamnă, când ne-am întâlnit, e bine. Am început partea aia nebună din Black Flag, unde am învățat mai multe despre navigație și despre cum se folosește barca asta pe care avem noi. Și acum vă dați seama că să trească să înceapă și partea aia nesimțită de grinding. Dar bine, trebuie să grindăm noi puțin și butonul ăla de like ca să crească barca asta în capacitate. Hai să ne uităm puțin, ia să vedem ce avem pe aici. Avem niște școndere de-astea mici. Ne-am putea căpăci puțin dacă mă întreb pe mine pentru niște resurse, dar cred că nu mă agit acum, că trebuie să facem rost și de bani. Ce-mi cântă mie băieții? Niște sea shanties. Știu că asta era atracția principală a jocului ăsta când a apărut. Era lumea nebunită rău de tot pe aspectul ăsta de sea shanties. Ah, noi aici practic trebuie să ajungem. Dă-mi o șomă, ușor. Am o viață că face mega drifting, zici că mă joc. Zici că mă joc ăsta, cum se cheamă. Fac când scapă. Vere, cum e jocul ăla de... Mamă, ce lapsus gigantic am. Nu că mi-aduc eu aminte acum imediat de el. Dar am un lapsus masiv în momentul de față, să vă spun așa. Doamne, deci ce lapsus am, frate. Stai că mi-aduc eu aminte. Bă, dar nu pot să parchez? O bune? Da, așa că nu mă lăsa să parchez cum trebuie pe aici. Ok, stop. Nu merge altfel. Bă, dar cam pleacă barca. Cam pleacă rău barca. Am vrut să mă duc cu aia la altă, nu mai contează. Nu mai contează deloc acum. Doamne, nici vreau să știi ce-mi stă acolo, mă mănâncă pe creier aspectul că eu nu mai mi-aduc aminte cum se cheamă jocul ăla cu barca și cu pirații. Dar mi-aduc aminte, până la finalul video mi-aduc aminte și probabil mi-a scris deja și în comentarii mulți dintre voi. Oh, trebuie să cumpărăm chestii de pe aici, dar stai așa că avem un chest pe care trebuie să-l deschidem. Și avem și un sync point pe care trebuie să-l luăm aici. Așa că ne băgăm direct pe el. Hai mă! Hai mă, suie ce... Ma, trebuie să luăm pe diverse nebunii. Bă, să știți că am văzut că n-am dat jocul chiar la maxim la grafică și am dat acum mai mult. Să vedem, poate se încarcă mai repede chestiile, cine știe. Poate arată ceva mai bine, acum nu știu sigur ce să zic despre aspectul ăsta. Și am văzut că deja m-ați nebunit dacă să fac și... Primele 2-3 jocuri din... Bine, primele 3 jocuri. N-am făcut deja pe primul. Dacă să facem 2 Brotherhood și Revelations. Și posibil să le refacem. Acum nu știu sigur cum se cheamă. Dacă o să avem când. Dar cred că... Oricum, după ce facem astea, trebuie vedem dacă ne ocupăm și de... Astea. Așa mă, Sea of Thieves, tu-i mama lui de joc. Am dat să caut, v-am zis, nu pot. De nu se putea altfel. Nu pot să sar? Da, mă, poți. Cum să nu pot să sari? Ce înseamnă asta? Mamă, deci era Sea of Thieves, văd ce prăjit eram. Deci nu-mi venea vere în cap deloc. Mă tot gândeam la orice alt lucru, dar nu venea ce trebuie. Ia zi, ia de oale, ce facem? Why look? It's the bastard son of the late William Kidd. Still a mere boy and yet. Să ies, plantațiile. Ește la foc. Fancy seeing you here, Kenway. Still looking sleek and mean. Did you steal that costume from a dandy in Havana? No, sir. I found this on a corpse. One that was walking about and talking shite to my face only moments before. Huh. So, what's this I hear about a planned raid on a plantation? Not keeping secrets from me, are you? Not very well. Every day, schooners packed with sugar sail past, coming from plantations nearby. Most times they stop here, sell off a few crates. Okay. There's one man visiting today that had earned you a fine profit. So if you'd like to rob his plantation,
I'll point him out. I would. Da, parcă arată puțin mai bine decât am dat celălalt setter pe maxim. Is it Mr. Beckford that owns this plantation? That's the man. He owns dozens round these islands. And he's bloody rich. Just the sort I like to see. Dar aia cu încărcatul încă mai e așa puțin. His agent is around here somewhere. Find and follow him. And he'll lead you straight to your prize. Very well. Dar între timp... That can't be legal. Ah, crezi că chestul ăsta e al lor sau ceva? Easy! S-a tras pe dreapta niște comoară, stai că mai avem? Mai avem? Mă, chesturi aruncate așa la îndemâna oricui. Și cu bani. Hai că... Dau super aiurea. Bun, ce mai e pe acolo? E altceva, deci nu trebuie să mă duc oricum. Ok, the agent. Hai, iotel. It gladdens me to hear your saying, sir. But despite the waywardness of your enterprise here, I understand that you are men... Oh, la stresi de zahăr, uite-le jos acolo. Ia zi de mă, se duce băiatul ăsta meu. Și dacă ne arată ceva folositor sau sal. Nu prea pare. Poate n-ar trebui să mă grăbesc să ies de aici, dar pot să fug direct către următoarea tufă de aici. Dacă e așa. Slabe șanse, bobiță. Slabe șanse. Cum să uit în spate de 100 de ori, mi-e rău. Burford, Manning, to me. We've done with this place. Aye, sir. What's our course? We'll return to the plantation and there take stock of our inventory. It was a good harvest this year. You might not talk so loud, sir. I've seen anything like a friendly one, Ken. Nonsense, man. I had a delightful conversation with a chap just now. We came to quite an understanding. As you see, sir. Haul up and unfurl, boys. We're going home. Hai cam treabă. Maintain distance. I'm maintaining distance. Fă loc. Mai văd? Bro! Captain has the helm. Captain, you have the look of a man crafting a bold idea. A look I've seen before. You mark well, Ade. I just overheard one of the Beckford's men talking grandly about his plantation and all the cargo he's keeping, and it gave me the idea that I might take these goods off him and sell them off for a better price than he'd ever asked. Ah, a man of vision. Oh, like stai! Reduce distance, no. Increase distance. Eu am crezut că asta e barca lui. Doamne, deci ce m-a dat asta peste cap? Starboard, captain. Some wrecked cargo adrift here, sir. O, puțin rob nu strică. Hold at it. There's trouble afoot. I see them. These waters are well guarded, sir. Crowd on every inch of sail. Hai să vedem cum putem să ne infiltrăm mai ușor pe zona asta. Putem să o colim masiv într-o direcție. Putem să o dăm așa.
Ce ai, mă, mă descurc superb aici. E vorba de urmări și alte prostioare de-astea. Larboard, deci larboard e stânga. Și starboard e de față. Cred că asta ar putea să fie. Aoleu, stai că s-a întors ăla masiv rău de tot. Nice. Am zis să schimb direcția, că părea că se duce în direcția în care voiam eu să merg. Am zis că e mai safe așa. M-au intră fundul de la barcă. Viziunea ăstuia. Înseamnă acum cum trecem pe lângă ăsta de aici. Că și ăsta e setat. Mai încet, puțin mai încet. E bine. E bine, nu mai contează de acum. Păi am să o colesc în partea altă, dar apoi m-am uitat pe minimapă că erau niște picățele de insulă și nu avem nicio șansă. This man's working for Peter Beckford's people. Do you know them? The Beckfords and their sugar empire. Aye. Beckford and the Draxes. I never worked their plantations, but I knew their names from hearing other men curse them. But you worked a plantation, no? A modest one, aye. As a striker in the boiling house. Boiling house? Was it water they boiled? Or something else? Cane juices. It's a hard process making sugar. Dangerous, too. Ciao, tequila. Fetches such a dear price. What's it like, toiling on a plantation day and night? Well, with the cane sugar cut and harvested, it's run between two metal rollers. Across the juice from the plant. After collecting the juice, it was time to boil away the waters from the sugar. This we did in tatches made of copper. But let me tell you, brother, boiling sugar is near the hottest thing on earth. Just a touch on the skin will stick like birdlime and burn on, leaving a terrible scar. Jesus. Paul Weather there, Captain! Mamă, dar cine împinge vremea, bă, băiatule? Aleu. All sail, she'll take it. Close down, now you see. Super periculos vântul ăsta acum, Neptun e supra rău de tot. Soldiers roving the plantation would catch us for sure. Drop here then and sneak ashore. We'll look after the jackdaw. Okay. Băieți, mi-e par gata de treabă. Reach the agent. Oh, o să-ți dă lea pentru armura aia mai așa, dar nu mă interesează, o știu, e ok, dar nu așa tare. Oh, erau comori acolo, da. Trebuie să ajung la bobița asta, știi, când ești presat de timp, parcă nu vine să stau să... Stai! He's legging it! Shit! Alarm! Alarm! What's happened? What's happened here? Why such disarray? Bit of a do, sir, that's all. It's Wilmington's birthday. Ah, era altcineva. And you saw fit to get pickled on duty. No bother, sir. We have everything sorted. Pickled, adică e băut? See, won't we? For you must double the watch this evening. Mă gândesc că poate a fost o expresie. I believe I was followed here, young man. My God, did my eyes on me, though the ship was uncommonly large for such rascals. Certainly wasn't slavers, though, not a ship that size. In any case, double the watch. And keep your damned eyes wide for anything suspicious. Beau, băieți, să-mi iei tequila. You up there! Look alive, man! You've a job to do! Apologies, sir. I'll keep my eyes peeled.
sake, what the hell is going on here today? How do you suppose you'll be able to ring that alarm if you're pissed drunk and barely able to stand? Săracu. Aici te învață și despre stealth, că ai, uite, ai alarme, ai nu știu ce. Soldat în față. Nu ai văzut, frate, nimic, ai doar imaginația ta. I'd like to speak to the man in charge here. I require entrance to the warehouse. Which of you dogs has the key to the warehouse, huh? The key, goddammit! Someone find me the key! Oh, nu e aici cheia. Faster, ladies! Is there no one sober here? Fetch me the warehouse key, if you please. Faster, lady. Lost his wits. Cine era, mă? A, uite, ăla are cheia. Ta. Trebuie să văd pe unde vine, că aș putea să-i fac o capcană. Mă, abia aștept să primim blowgun-ul și toate alea, ca să fie mult mai practic. Welcome treat, regardless of where they came from. Give over. Don't see a thing. Ah, shit. Mamă, ce... De la 3 ori l-ala să reacționeze. Loot. Oh my Quintess. Săraci. Nu știu dacă obții vreun upgrade care să-ți dea auto-loot. Asta e că asta e aici. Nice. A plecat loot-ul. Mamă, stai că ăsta îți dă o tonă de loot. O grămadă de loot. Bine, mă. A, sabotaj bel și stai out of combat. Wait, what? Ăla nu s-a pus ca și combat refus, să cred. Hai să ne ducem de aici. Snipează ce vei tu, frate meu. A, bă, că au plecat toți dăște de aici. Toți soldații aproape. Că, na, nu mai au ce să mai apere. Nu mai trebuie să fiu aici.
Hai să plecăm de aici. Baftă puilor. Oh, pe turnul ăsta e de sincronizare. Mie nu mi-a spus nimeni nimica. Dai mă tu clear shot. Ești măcar pe aproape de clear shot. Easy. Easy. Cum are mă niciun clear shot, bă, băiatul meu? Mir că pe asta nu le arată pe minimapă. Ca și inamic. Foarte ciudat. Oh, dar unde Dumnezeule pe harta e asta? Oh! Oh, trebuie să mergem cu barca. Acum are mai mult sens. Stai mai așa că o luăm pe aici. Mergem cu bărcuța asta că e mai simplu decât să mai not eu până acolo și să mai ia criza. Dar da, n-o să stau să farmez armura aia mai, așa că nu mă interesează de tare. Deși știu că e drăguță cât de cât. Mai contează, am pupat-o alea că treaba aia acolo. Bun, de acum trebuie să ducem către următoarea direcție care e partea aia de acolo. Să-i raportăm lui The Kid că s-a produs mare jaf aici. Și bine, să ne uităm, poate racolăm și vreo barcă. Ia uite, câțiva dăștia adormiți pe aici, rescue. Tararara, Johnny Bolker. Shama. Perfect. Aoleu, stormy weather, windy weather. Știu pe asta. Mamă, ce drift super apropiat am dat. Mamă, dar de ce tu m-a pe insula asta urâtă? Mamă, stai că e o bătaie masivă pe partea alta. Oh. Salt Lagoon. Oh, e Blackbeard aici. Ia zi-mă, Blackbeard. Here's to our pirate republic, lads. We're prosperous, free, and out the reach of kings, clergy, and debt collectors. Near 500 men now pledge their allegiance to the Brethren of the Coast in Nassau. Not a bad number. True. Yet we lack sturdy defenses. If the king were to attack the town, he'd trample us. Then let us find the observatory. If it does what these Templars claim, we'll be unbeatable. Not that twaddle again, can we? It's a story for schoolboys. I mean, proper defenses. Steal a galleon, shift all the guns to one side. Make a nice ornament for one of our harbors. It will not be easy to steal a full Spanish galleon. Have you one in mind? I do, sir. And I'll show you. She's a fussock, she is. Fat and slow. Parcă si eu. De ce mă descrie pe mine asta? Locate Arca del Maestro. Ok. Get the main story. Jackdaw handles nice. Oh, uite, și pe asta. From the Spanish, was it? Aye. In the midst of a hurricane. Just before the treasure fleet was smashed against the shore. Was the haul aboard as rich as men are saying? A thousand times that. I reckon £1,000,000 worth of reals was sunk that day. Devil love a hurricane. Might have a dive there one day.
Scuze, trebuie să verific ceva. Diving them wrecks would be a nice change of pace for us. No need for violent actions against merchants and such. Well, that's some soft talk coming from a pirate. And as it happens, I mostly agree. We'll save the clash and the cutlasses for the military. Oh, era un pirat acolo. And them that get in our way. Altceva n-avem pe aici. Oh, super, stai că putem pune și pe travel speed. Opa, stai că e zona de asta, restricted area. Știți că căutăm o barcă mare, grasă și înceată. Use spyglass. În momentan nu vede nimic. Don't tell him what you may find out here. Like staring through a waterfall. Don't soil your breeches, lads. Got this. Nu prea vedem alte bărci. E una în față, dar încă nu pot să o identific. Dar pare mare și înceată. Man o' war. Oh fuck. Aia e, tail the ship. All in the stunsail. That ship's a monster, look at the size of her. Aye, and we'd not last long face to face with her. Hear that, Kenway? Keep your distance. We'll strike when fortune favors us. Under cover of darkness, most likely. Aye, it may come to that. Mamă, stai că a plecat barca. Stăm în spatele ei, evident. Aici se caut unghiul mor din spate, dar e cam greu. Mamă, să dărăm noi D-Type vaporul. Să fie o muncă. Nu, ce fain e muzica asta de pe fundal. Tăi, iarăși o chestie de asta lipsici în... Astea noi. Ok, foarte multe bărcuțe jos acolo, în stânga. Ia zi dacă ne putem strecura folosindu-ne de asta, dar nu cred. Încerc totuși să mă mențin așa, în scobitura asta din spatele ei. Dar e foarte periculos. Mamă, stai că mai vine una. Ălea că mai încet. Ne așem foarte aproape de ea. Să trească să junglăm puțin velele. Important e că nu ne vede nimeni. Oh, 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 De ce a făcut întoarcerea asta așa nesălbatică? Mamă, tu barca. Deci a făcut o întoarcere așa sălbatică, doamne, doamne. Doamne, ce ne strecurăm ca șarpele? Eu mă uit pe minimapa acolo. Deci eu nu mai mă uit în altă parte decât pe minimapă. Ata vă spun. Ochii mei sunt ajustați numai pe minimapă. Mai aruncă așa din când în când câte un ochi și pe... Și prin față să vedem dacă e ceva, știi? Mamă, dar a zis băiatul meu de toate acolo. Charles Fane. He's as reckless as they come. Oh? An old friend of yours. Not a man I call a friend.
but oh, she's been doing this kind of work for so long, I can't help but respect her. Oh, ne băgăm și noi? Void Mortar Fire. Mortar area, da, ne-am prins. They're firing mortars! Am o descurc eu. A, momentan nu ne băgăm în ea, doar evităm orice. Douse those gallons! Hold! Crowd on all the sail we have. Captain, look, mortars! Savage! Sir, there's loot floating here. Well, the wreck of the loot. Charles Vane slinking off with his tail between his legs. Oh, shit. That's good news for us. Deal with a skirmish pack. These interlopers to hell! Fire! Fire! Fancy a wee swim, do you? Fire! They're coming for you! Fire! Born? Nu văd bine. Am a World of Warships time. Fire! 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 Down to the drink! We're ready, sir! Fire! 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 Breaking up, cheese! Got up to play! Fire! 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 Down to the drink! Și mai e unul. Fancy a wee swim, do you? Fire! Bine, mă. Bine, mă, easy. She's sailing for that island. I know the place. A natural stronghold used by a French captain named Ducasse. Julian Ducasse, the Templar. Named right. Didn't know he had a title. Templaro. I know the man. And if he sees my ship, he'll know it from his time in Havana, meaning he may wonder at who's sailing her now. I can't risk that. And I don't want to lose that galleon. Let's think on it. Maybe wait till it's dark before hopping aboard. Suna un plan să ne ducem așa noaptea și să rupem ăla. Use heavy shots. Am dat cu heavy shot-uri în băieții mei. Stai bă, că am de lutat aici. Unfold mains, let's move! Get those spars free! Am rupt bărcile astea instant. Asta oameni nu prea trebuie mulți. Astea sunt mai importante. Okay, hai să ne ducem către obiectiv. Sunt puține resurse ce sunt alea de obicei, așa că e mai ușor să lăsăm așa. Douăștrei frigată. Rogue waves. Hai că nu mă ating rogue wave-uri de-astea că mă duc așa. A, n-avem treabă. Easy. Hai mă, pe bune că e storm acum. S-a trezit stormul, frate. Gat. Am ieșit și din storm. N-avem fast travel, nu până la țintă. Nu, n-avem. Să s-o dăm așa. Au niște lupte în spate. Cine au vrea să se bată hardcore? Sau nu-i tunetul, stai așa că nu-ți lupte, e tunetul. Goodbye,
Hai că aproape ajungem. O să trebuie să ne customizăm și barca asta, să-i facem niște chestii. Iar, mă? Cred că iar ne apropiam de niște zone. E indecisă vremea aici, mă. E super, super indecisă vremea, nu știu ce are. Da, mă, și o să trebuie să facem chestia asta și prin Rogue, dar măcar în Rogue parcă nu e atât de grindy situația, pentru că nu ai ce să grindezi atât de mult. Și mi se pare că nici nu-și cere. Single man. Aia zi multe, că ne-a aruncat direct în misiune. Gentlemen, as is custom among our kind, we do not plunge headlong into folly on the orders of a single madman, but act according to our own collective madness. The object of our attention is a square-rigged galleon, and we want her for the advantage she'll bring Nassau. So I'll put it to the vote. All those in favor of storming this cove and taking this ship, stomp and shout aye! Aye! Those who oppose, whimper nay! Aye! Never was the King's Council so unified. Ce speech motivațional, la abrupt, trei cuvinte și ala a fost. Ia că pleacă restricte de area. A fost și grugă, nu mai e grugă. Oh, și cred că aici întâlnim prietenii, nu? Parcă. Los Asasinos. Dar nu mă duc bine. Dar trebuie să mă sui pe toată nebunia asta. A, nu, pe aici te-s eu. Ba, nici pe aici. Bă, frate, pe unde o luăm? Sau ba, da, mă? Nu o luăm pe aici. Păi dacă m-a parcat pe mine aici, de ce motiv m-a fi dat aici? Păi, de ce e nava mea acolo? Aia e nava mea. Aia e nava mea. What? Piratate-o, e o intrare secretă la chestia asta de aici? Nu prea văd. Adică văd că e opțiunea asta de a te urca pe aici. Și înseamnă că pe aici e ceva. Ah, uite mă, mai sus. Ah, uite-te mă, ce prost sunt. Nu m-am uitat și eu în sus să văd ce era. Ah, și stânga aici. Așa. Am și prostioara aia de fragment. A, era scriptată treaba. Dă-i sus, frate meu. Ce-mi place parcurul uneori din jocul ăsta, doamne, e așa de bun, mor. Dubla 2, ce să mai... Stay out of combat, da mă, bat cu speranța. Bă, ce aiurea, că m-a aruncat așa. A, nu e scurtătură să iei pe aici. Am crezut că dacă m-am dus pe aici, m-am dus pentru fragmentul ăla, dar nu. Sau pe aici e, de fapt. A, dar pe aici n-ai... Ba, ai pus să iei. Dar nu, tot e pe aici, te forțează să mergi.
Hai, suie, bre! Face că s-au inspirat puțin de la Uncharted aici. La Uncharted era cu chestii de genul ăsta, cu momente când se rupe ceva, bam bam, așa mai cinematic. Bine, și de ăsta și Rogue sunt destul de, cum zic, de inspirate din cutscene-urile super rapide pe care le avea Uncharted. Mi se pare că pe vremea era lansat Uncharted 3. Ai văzut, mă, nimica. Un momento. Un momento. Un momento. Caută-ți momentul în altă parte. Alto. Ce mare doj la comba dăm și noi, bă, băiatule. Mare speedrun ce-am dat. De serios, mare speedrun ce-am dat. Ia stai așa. Au, stai că e un cufăr aici, a? Jbonk. Dar cât mai avem, mă, de mers? Mai mult. Bă, nu cred că e ceva aici, este poța. E bine că nu m-am aruncat, aveam de gând să mă arunc. Sincer, chiar aveam de gând să mă arunc pe acolo. Dar bine că n-am făcut-o. A, asta, că degeaba te mai urci pe ele, Edward. Uite, pe ăștia s-au făcut turtă cu tequila. Că e sniperonul aici. Păi tu fă asta e în aer. O, direct mare speedrun ce-am dat pe aici, e serios. Oh, shit. Locate Ducas. Nu se uită și el în altă parte? Vrea neapărat să vină aici?
Non, quoi? Oh, c'è musica tensionante, è serio? Pala su sacolo, mă. Dacă poate nu-l duc ochii să vadă în jos. Mă, mă, ăștia au tunuri și aici, ești serios? O, băiatule. Asta e. Este mărețul Julien. Vino long, muchachos. Se întoarce? Nu se întoarce. All I forced. Gift you gave me. Well, it answers just fine. Fils de putain! As bold as a musket ball, and still half as sharp. I'm sorry about this, mate, but I can't risk you telling your Templar friends about me still kicking around. I pity you, Boucanier. After all you have seen, after all we showed you of our order, still you embrace the life of an ignorant and aimless rogue. What's this? Oh. Is petty larceny the extent of your ambition? Have you no mind to comprehend the scope of ours? All the empires on Earth abolished, a free and open world, without parasites like you. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. Hai că mă duc eu, Niad, calmează-te. Easy. The cove is ours! Lei je era assassinate Ducas. Da, n-am putut să fac asta. Mamă, dar ce speedrun am dat, serios, ați văzut, ne-am dus pe toată insula asta, am lăpând toate tufele posibile, tot ce era acolo existent, ne-am dus grav. Hey! Oh. I just saw you were logging out, so I thought I'd stop by and give you something. A little welcome gift. We give awards to our top-notch employees for doing quality work. And they're nice to have since there's no official bonus scheme here. I already have about 11 or so. Oh. Bonjour. Of course. I'll pass it on. Oh. Well, looks like Olivier wants to meet with you. It's exciting. Follow me. Okay. Dar o să mergem să ne întâlnim cu Olivier data viitoare, boys, așa că știți foarte bine ce să nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și o să ne vedem în video următor. Hai, pa, pa!